Bună ziua, este ora 13. Vă mulțumesc foarte mult că ați ales să ne urmăriți. Revenim în emisiunea de astăzi cu un subiect de mare interes în rândul telespectatorilor, și anume bolile de piele. Și o să vorbim despre o afecțiune des întâlnită în cazul copiilor și nu numai, și anume dermatita atopică. Îi salut pe invitații mei de astăzi. Doamna dr. Carmen Curea, medic primar dermatologie, este în platou alături de noi. Vă mulțumesc tare mult pentru prezență. Bună ziua. Bineînțeles, domnul dr. Fotin, cum deja v-am obișnuit. Bună ziua, vă salut și pe dumneavoastră. Și nu în ultimul rând, o salut pe Rosalina Lăpădatu, este președintele Asociației Pacienților cu Afecțiuni Autoimune. Bună ziua, doamnă, vă mulțumesc tare mult pentru prezență. Bună ziua și vă mulțumesc că m-ați invitat în emisiune. Eu sunt Aneta Sângiorzan, începe chiar acum 360 Medical. Bolile de piele, afecțiuni pe care le-am reluat în emisiunea de astăzi, pentru că sunt foarte multe aspecte interesante pe care vreau să le aflați în legătură cu această afecțiune, și vă spuneam că vom discuta cu precădere despre dermatita atopică în emisiunea de astăzi. Doamna dr. Curea, de ce apar bolile de piele și care sunt cele mai frecvente? Bolile de piele apar așa cum apar bolile tuturor organelor. Pielea este un organ viu, supus și expus factorilor de mediu înconjurător și într-o strânsă relație cu restul organismului. La un moment dat ne îmbolnăvim. Uneori ne îmbolnăvim pe un fond predispus și dezvoltăm așa-numitele boli imunologice sau boli genetice. Alteori ne îmbolnăvim pentru că ne contamină din mediul exterior, dezvoltăm boli infecțioase ale pielii, sau așa cum toate celelalte organe au dreptul să se îmbolnăvească, la fel și pielea. Aș vrea să o întreb pe doamna Lăpădatu. Știm că bolile de piele au ceva foarte important în comun, și anume afectează foarte mult calitatea vieții pacienților. Ce înseamnă să trăiască un pacient cu boala, cu dermatita atopică, spuneam că vom pune, vom acorda mai multă atenție acestei afecțiuni, una dintre cele mai frecvente boli ale pielii, doamna Lăpădatu? Este foarte greu pentru un pacient, pentru că gândiți-vă, așa cum a zis doamna doctor, pielea este un organ viu. Și, practic, în dermatita atopică apare o iritație, o inflamație la nivelul, la nivelul pielii, care se poate întinde pe o suprafață foarte mare și atunci creează un grad foarte mare de disconfort. Vor fi leziuni pe întreaga piele. Trebuie să ne gândim cum se întâmplă atunci când ne lovim sau ne tăiem și ne ustură locul respectiv și să extindem această durere, usturime și jenă la nivelul aproape întregii pieli unde există aceste leziuni. Este foarte greu să trăiești permanent cu o durere persistentă destul de răspândită. Conform Organizației Mondiale a Sănătății, în multe țări bolile de piele duc la discriminare cauzată de semnele care nu pot fi ascunse uneori, chiar de desfigurare. Vreau să vă întreb care este situația în România și cât de gravă este stigma din cauza afecțiunilor pielii. Cum poate fi redusă această stigmă? Care ar fi bunele practici la nivel european în acest sens? Stigma există. Există și în România, pentru că noi suntem o societate care judecăm oamenii prin prisma modului în care arată. Și dacă oamenii arată diferit și au niște leziuni, automat sunt respinși și împinși într-un colțișor. Nu există niște practici unitare la nivelul Uniunii Europene. Cred că ceea ce trebuie noi, ceea ce am făcut și trebuie să facem în continuare, este să vorbim despre aceste boli, să spunem că ele nu sunt contagioase, că nu avem de ce să ne temem de un pacient care are dermatita atopică. Dimpotrivă, să purtăm o discuție normală cu pacientul și să vedem dacă putem să-l ajutăm cumva, astfel încât să nu se mai simtă exclus și discriminat.
Cred că acesta este un mesaj foarte important, că dermatita atopică nu este contagioasă și nu trebuie să ne speriem și să ne ferim de o astfel de persoană. Cred că e important ca și persoanele care suferă de dermatita atopică să le spună celor din jur în mod activ, mai ales dacă văd această reacție de respingere, câteodată vezi fizic că omul se ferește de tine. Și atunci să-i spui că tu ai o dermatită atopică, că nu este contagioasă, dar asta este această iritație neplăcută care și pe tine te deranjează foarte tare. Doamna doctor Curea, cum stăm la capitolul diagnostic în ceea ce privește dermatita atopică? Câți pacienți din România au această afecțiune? Aș dori să completez un pic cele spuse de erozii din perspectiva pacientului. Cred că stigma este pe undeva... De înțeles, pentru că atunci când un om vede leziunile, bubele de pe piele ale unui altui om, evident este firesc să se sperie, este firesc să fie îngrijorat, este firesc să încerce să nu-l atingă. Stigma trebuie și poate fi îndepărtată, în primul rând, prin îndepărtarea însăși stigmei, însăși a leziunii. Adică acești pacienți, sigur, ar trebui să vină la medic, pentru că vestea bună, apropo ce mă întrebați dumneavoastră, este că avem la dispoziție din ce în ce mai multe tratamente. Diagnosticul bolilor de piele este, în general, sigur, în măsura în care medicul își cunoaște meseria, este, în general, ușor depus. Foarte multe boli de piele se pun printr-o simplă inspecție. E adevărat că pentru altele avem nevoie de analize, fie investigații microbiologice, fie examen histopatologic, dar chiar și relevarea unei biopsii și înaintarea către un examen histopatologic este foarte la îndemână, pentru că pielea este la suprafață, deci este foarte accesibilă a preleva o biopsie de pe piele, mult mai ușor decât a preleva o biopsie hepatică sau o biopsie pulmonară. Așadar, diagnosticul este relativ ușor de pus și, din fericire, din ce în ce mai multe boli și-au găsit și tratamentul, chiar dacă, așa cum vorbim în cazul dermatitei atopice, de o boală cu un teren genetic, cu un mecanism imunologic, este imposibil de îndepărtat cauza. Asta ar fi situația ideală, să tratăm etiologic boala, adică să îndepărtăm cauza. Dar în foarte multe cazuri, și nu doar în bolile dermatologice, cauza, deși o cunoaștem, nu o putem îndepărta pentru că este una genetică sau este una imunomodulată, putem interveni în ultima vreme din ce în ce mai țintit, într-un mod din ce în ce mai rafinat, direct pe mecanismul bolii, putem interveni așadar pe mecanismul de producere a bolii, adică facem așa numitul tratament patogenic, care nu se poate adresa cauzei, dar nu este niciun tratament al simptomelor, așa cum se întâmpla până în urmă cu câțiva ani, în special în dermatita atopică, adică până acum un an, doi. Principala recomandare pe care le făceam pacienților cu dermatită atopică era o foarte corectă emoliere a pielii. Din fericire, acum avem tratamente. Avem tratamente și dermatologia este, aș zice, una dintre specialitățile care s-au schimbat la față. Sunt multe boli și poate îmi permiteți cumva să ating subiectul legat de dermatită atopică. Este încă o boală care începe să-și găsească tratamentul, și anume vitiligo. Ce avem tratament patogenic, evident, în psoriazis, avem tratament patogenic în dermatita atopică, în vitiligo, iată, se pare și în alopecia areata. Lucrurile progresează foarte mult și poate ăsta este unul dintre cele mai bune lucruri pe care îl putem face în aceste emisiuni, este să-i informăm pe pacienți să știe că lucrurile s-au schimbat. Ei nu trebuie să facă altceva decât să meargă la medic. Mulți dintre ei sunt oameni resemnați cărora, cum vă spuneam, ani, zeci de ani, li s-a spus să se ungă cu niște creme pe care s-au și săturat. Rezultatul nu este unul spectaculos, este un rezultat care durează de pe zi pe alta. Adică nu există o cremă. Nu există fardurile noastre. Nu ne putem da cu fond de ten astăzi și să avem așa o remanență pentru 2-3 săptămâni. Toate astea trebuie făcute în fiecare zi. În ceea ce privește comportamentul pacienților, când se prezintă la medic, de la primele simptome,
care este situația din acest punct de vedere și câți dintre ei beneficiază de diagnostic și tratament într-un timp foarte scurt? Acum depinde. În cazul dermatitei atopice, cea mai mare parte a pacienților afectați sunt copiii mici. Copiii după vârsta de 2 luni și până la 2 ani, cumva aici în această grupă de vârstă este cea mai mare incidență a bolii. Sigur că vorbim de un copil mic și vorbim de simptomul cardinal din dermatita atopică, adică pruritul, adică mâncărimea de piele. Evident, copiii aceia se chinuie, nu dor, plâng, nu se pot scărpina. La copilul mic întâlnim fenomenul acel de rubbing, el se freacă de așternut și de scutece. Și bineînțeles, asta este o categorie de pacienți în cazul căreia părinții intervin imediat, pentru că nu poți să-ți lași copilul în felul ăsta să se chinuie. Deci este o categorie de pacienți în care părinții își aduc imediat copiii la medic. Următoarea categorie este acea copiilor mari, copii între 2 ani și 12 ani. De aici vorbim deja de pacienți care își pot manifesta nemulțumirea. Copilul plânge, copilul se scarpină și în situația asta pacienții sunt aduși imediat de obicei la medicul pediatru. Urmând a treia categorie de pacienți, pacienții deja cu aspect cronic al bolii, pacienții adulți care unii vin la medic imediat, alții vin la medic când nu mai pot, pentru că îi mănâncă pielea și pruritul este un simptom cutanat greu de suportat. În cazul copiilor, de exemplu, dacă se pune un diagnostic de dermatită atopică și micuțul este vindecat prin intermediul unui tratament, mă rog, cel puțin la nivel vizual, poate avea recidivă această afecțiune? De obicei, dermatita atopică a copilului mic persistă până spre 7-12 ani, de cele mai multe ori cu ameliorări. De cele mai multe ori manifestările se estompează, sunt în continuă descreștere, există șansa ca un copil mare să nu rămână un copil atopic, după cum există șansa și mai mare ca un adult să nu rămână o persoană atopică. Ce este foarte important, având în vedere că mai ales la copilul mic și chiar la copilul de vârstă mai mare, nu dispunem de terapia aceasta imunologică, imunomodulatoare și deci doar de tratamentele locale și de, evident, cura cu ultraviolete, este foarte important înțelegerea bolii, în primul rând, de către părinți, adică să vadă părinții ce anume le declanșează copiilor boala, ce anume le agravează copiilor boala. Și, bineînțeles, cea mai bună variantă ar fi, în măsura în care se poate, profilaxia, prevenirea episoadelor de dermatită atopică. Este confundată această afecțiune, de exemplu, cu alergiile, pentru că și din această cauză să ne confruntăm cu această problemă a subdiagnosticării? Este un fel de alergie. Alergiile se petrec prin mai multe mecanisme. Este o alergie care însă nu este forma aceea imediată de alergie, așa cum este urticaria, de exemplu. Este o alergie în care expunerea la alergen pe un teren cronic preexistent se petrece uneori insidios. De altfel, dermatita atopică face parte din acel mare context de teren atopic, adică teren predispozant al pacientului, din care fac parte rinita alergică, conjunctivita alergică, astmul bronșic. De foarte multe ori copiii atopici prezintă atât manifestări cutanate cât și manifestări respiratorii. Domnule doctor Fotin, în ceea ce privește subdiagnosticarea, observăm că o regăsim la mai multe afecțiuni în țara noastră. De ce? Este o problemă a sistemului cauzată de lipsa accesului la serviciile medicale și v-aș întreba despre soluții. S-au încercat
a se găsi soluții în ceea ce privește această problemă? Dacă îmi dați voie, pentru cei care ne urmăresc, aș reveni un pic să înțelegem ce este această dermatită atopică. A menționat foarte clar doamna doctor Curea, dar aș relua pentru că este important și în contextul întrebării dumneavoastră ca cei care ne urmăresc să înțeleagă ce este. Până nu de multă vreme era considerată strict o boală de piele. Foarte bine, care apărea ok la copilul mic, de altfel prevalența la copii mici este de aproximativ 20% din numărul copiilor fac o formă de dermatită atopică, scăzând acest procent pe măsură ce înaintăm în vârstă, cu date estimate la 10% la adolescenți și până la 5% la adulți. Leziunile caracteristice sunt, sigur, în funcție de, și doamna doctor poate să exemplifice mai clar, în funcție de vârsta pacientului, un anumit tablou clinic. Diagnosticul este preponderent clinic în funcție de leziuni, al cărui simptom central este acest prurit. Ca să ne facem o idee cât de important este acest prurit, că ok, ne mănâncă pielea pe toți, dar când vorbim de dermatită atopică, sunt cercetări care au documentat impactul pe care această patologie îl are asupra unui pacient. De exemplu, peste 90% resimt permanent senzația de piele uscată sau solzoasă în peste 5-7 zile, aproape permanent. Peste jumătate din pacienți au sângerări pe leziunile care apar la nivelul pielii. Peste 50% din cauza acestor forme de manifestare au tulburări de somn. Vă dați seama care este impactul asupra vieții sociale, profesionale a unui pacient care nu reușește să doarmă din cauza pruritului, a mâncărimii. Și ca să menționăm, pentru a vă putea răspunde la întrebare, suplimentar faptul că după anul 2012, când a început înțelegerea mecanismului fiziopatologic al acestei boli, trecând de la paradigma că, sigur, este o boală de piele, de fapt s-a demonstrat că este o boală sistemică a întregului organism în care este implicat sistemul nostru imunitar prin în fine, dereglarea unor citochine, unor substanțe care declanșează aceste leziuni, împreună cu o predispoziție genetică pe structura pielii, un defect de piele, să-i spunem. În acest context, persoanele atopice, este important de menționat că vom regăsi această predispoziție genetică la acești pacienți, în sensul că în familie sau chiar ei să fie avut o altă formă de atopie, cum spunea doamna doctor, fie o rinită alergică, când ies afară strănutele curg ochii, din cauza diverșilor alergeni, sau în mediul familial, părinți, frați, cu aceleași tipuri de probleme. E clar că cineva din familie trebuie să se fi confruntat cu una dintre afecțiunile astea. Nu este obligatoriu, dar este predispoziția genetică, este unul din factorii care ajută și la punerea diagnosticului. Legat de întrebarea noastră cu subdiagnosticarea, sigur, acum noi am prezentat diverse date pentru diverse patologii legate de subdiagnosticarea și de indicatorii de țară pe care noi avem în acest domeniu. Legat de dermatita atopică, evoluția aceasta în pusee, trecând de la forme de debut mai ușoare, care trec cu tratamente simple, cum ar fi un emolient pentru, sau aparent trec, pentru că inflamația de sub piele rămâne în permanență prin mecanismul patologic descris anterior. Face ca, dacă ne referim la un copil, la un nou-născut, odată ce au trecut leziunile vizibile de pe obraj, de pe față, de pe umeri sau cele de scutec, să amâne prezentarea la medic. Un alt motiv de, eu știu, de întârziere ar fi ca părinții să înțeleagă că atunci când vorbim de orice formă de eczemă, ea este
absolut necesar să fie încadrată de către un medic specialist, dermatolog, într-o anumită formă de eczemă, inclusiv dermatita atopică, pentru că există tratamente disponibile și aplicarea acestor tratamente în fazele de forme ușoare au un impact deosebit asupra evoluției ulterioare pe ceea ce spuneam, leziunile și complicațiile acestor leziuni, care pot fi siguri complicații infecții, suprainfecții ale leziunilor, sângerările. Foarte bună întrebarea dumneavoastră, pentru că este cumva probabil cheia subiectului, dacă dermatita atopică este subdiagnosticată sau nu. În primul rând că dermatita atopică este o boală cu un foarte mare polimorfism, adică se manifestă în foarte multe feluri, de la o vârstă la alta, de la un individ la individ, în funcție de grupa de vârstă care ne adresăm, la fiecare avem forme acute, subacute și cronice. Astfel încât, în ultimii ani, simptomele bolii au devenit ele însele bolii în sine. De asta este uneori subdiagnosticată, pentru că de foarte multe ori pacientul nu a plecat de la dermatolog cu diagnosticul de dermatită atopică. Pacientul a plecat de la dermatolog cu diagnosticul de eczemă dishidrozică, eczema aploapei, prurigo, eczema mâinii. Toate astea, diagnosticate în sine, toate astea, de fapt, sunt manifestări ale dermatitei atopice, pe care noi acum ce trebuie să facem? Să le reunim sub marele diagnostic de dermatită atopică. Deci este o boală cu un extrem de mare polimorfism. Tot dermatita atopică are și pacientul cu eczema mâinii, tot dermatita atopică are și pacientul cu eczema urechii, tot dermatita atopică are și pacienta cu eczema aploapei. Câți dintre noi, dacă stăm să ne gândim, nu am avut la un moment dat o iritație în jurul pleoapei? Sunt foarte multe doamne care vin la medic și spun: am o uscăciune pe pleoapă, în jurul ochilor. Câte doamne nu au eczema a buzelor, iar copiii au acel lip-licking eczema. Este o eczemă care apare într-un context genetic, dar stimulată, declanșată uneori de expunerea la un alergen, care poate să fie un ruj de buze, poate să fie un far de pleoapă, poate să fie o cremă, poate să fie contactul cu detergentul. Ăsta să fie, de fapt, factorul trigger care se determină manifestările acestea de dermatită atopică, fiecare în felul ei, și nu e neapărat nevoie ca un pacient cu eczema pleoapei să aibă și alte manifestări ale dermatitei atopice. Deci polimorfismul bolii este cel care cumva a făcut ca diagnosticul să se spargă în foarte multe diagnostice care de fapt sunt manifestări ale aceleiași boli, adică dermatita atopică. Tratamentul se face doar pe perioada de erupție a bolii, doar în perioada în care e vizibil, acele pete apar pe corp și sunt vizibile? Tratamentul se adaptează tot timpul formei de boală. Atunci când avem o formă acută de boală, intervenim uneori chiar și cu corticoterapie sistemică. Ulterior, pe măsură ce boala din acută devine subacută, dozele de corticoterapie se scad și se vine în compensație, rămânându-se, după o cremă cu un dermatocorticoid, rămânându-se ulterior, de obicei, pe creme emoliente. Vă propun să mergem într-o foarte scurtă pauză de publicitate. Revenim la discuție în câteva minute. Am revenit în direct și continuăm să discutăm despre bolile pielii, cu precădere despre dermatita atopică. Doamna doctor Curea, vreau să ne explicați puțin care ar fi semnele acestei boli, la ce trebuie să fie atenți pacienții și care este momentul în care trebuie să se prezinte la medic. Semnele, vă spuneam, că diferă de la o grupă de vârstă la alta. Cei mai afectați sunt copiii mici, la care boala debutează într-un mod acut, de obicei la nivelul feței, cu o eczemă a feței, în formele acute, cu veziculație, cu zemuire, apoi se usucă aceste leziuni și apar niște leziuni crustoase, scoame, cruste. Eczema feței copilului se poate asocia cu eczema gâtului, cu eczema scalpului. De obicei este respectată zona centrofacială și zona de scute. Sunt scutite. Evoluează în pusee,
Evident, la un copil mic, părintele trebuie să vină imediat cu el la medic, pentru că acel copil nu va mai mânca, nu va mai dormi, adică îi va fi afectată creșterea. La copii un pic mai mari, manifestările deja își schimbă aspectul și devin mai mult subacute, nici măcar zonele de piele afectate nu mai sunt aceleași, ci dimpotrivă, adică de unde la copilul mic sunt afectate zonele de convexitate, acum apar pe zonele de pliu, pe zonele de flexie, adică copiii au o piele mai roșie, mai îngroșată, în special în pliul cotului, în pliul genunchiului, astea sunt manifestări tipice de dermatită atopică. Pe lângă asta, începând de la copilul mai mare, apare așa numitul stigmat atopic. Adică un copil atopic are câteva trăsături particulare. Este un copil palid, uneori încercănat, este un copil cu o hiperliniaritate palmară, este un copil căruia îi lipsește chiar un semn patognomonic, o treime externă a sprâncenii, este un copil cu piele uscată, forme așadar subacute spre cronice, ulterior în forma de eczema atopică a adultului, predominant cronică, cu perioadele acelea de acutizare, când apar, cum vă spuneam, eczema dishidrozică, eczema mâini, eczema ploape, eczema urechii. Adică este vorba despre acest polimorfism pe care sigur pacientul nu are de unde să-l cunoască. Pacientul nu va resimți decât o mâncărime de piele și va vedea ceva pe piele. Că este roșu, că este cu vezicule, că e cu scoame, că e cu cruste. În acel moment ar fi cel mai bine să se adreseze medicului dermatolog. Și în ceea ce privește tratamentul, spuneați că diferă de la o persoană la alta. Și de la o formă de boală la alta. În formele acute, vă spuneam, în formele, pentru că uneori această dermatită atopică a copilului se poate extinde până spre eritrodermie. Asta înseamnă că atinge până la 90% din suprafața corpului, când deja vorbim de un pericol pentru viața omului, vorbim de risc de complicații ale eczemei atopice. Foarte frecvent se poate ajunge la complicații infecțioase, la infecție cu stafilococ, la copilul mic, infecție cu virus herpetic care poate să ducă până la forme gravisime, inclusiv de encefalită herpetică. Deci în formele acute se intervine de obicei cu corticoterapie sistemică plus minus antibiotic în funcție de cât este de mare suprafața afectată, asociat evident cu niște creme la început pe bază de cortizon, după aceea înspre formele cronice, păstrând doar formele emoliente. Și evident, vedeta medicinei este tratamentul imunomodulator și acum, din fericire, și în dermatita atopică avem deja una, două, trei molecule, ele sunt aprobate pe rând și rambursate de FDA, de AMEA. Pentru formele moderate severe. Da. Și mai nou există și tratament topic cu cremă care conține imunomodulator. Nu a fost aprobată decât în Statele Unite, este ruxolitinibul, obzelura pentru dermatita atopică și vitiligo. În Europa nu l-avem încă. Domnule doctor Fotin, rapoartele Organizației Mondiale a Sănătății arată că bolile de piele au fost cumva ignorate sau au avut o prioritate scăzută din partea autorităților. De ce? Păi, tocmai din motivul menționat anterior. Bolile de piele erau considerate boli localizate la nivelul pielii care apăreau, dispăreau, evoluau în pusee, se considera că nu pun în pericol neapărat viața. Menționam anterior că după ce a fost înțeles mecanismul fiziopatologic în care s-a demonstrat intervenția întregului organism în producerea acestor leziuni, abordarea s-a schimbat. Pe de-o parte, abordarea clinicianului, abordarea autorităților, dar și perspectiva dezvoltării de noi intervenții terapeutice, cum sunt medicamentele menționate de doamna doctor. Aceste noi terapii biologice, de exemplu, țintesc exact acele interleuchine implicate în mecanismul fiziopatologic al apariției leziunilor. Adică adresează direct cauza producerii leziunii și nu tratează doar leziunea cum ar face, un tratament local mai mult simptomatic.
vorbeați de complicații extrem de severe în cazul unor persoane. De ce sunt cauzate aceste complicații? De lipsă de diagnostic la timp și de lipsa unui tratament în momentul în care acesta trebuie administrat? În primul rând, de gradul de severitate a bolii, de forma de severitate a bolii. Atunci când vorbim de dermatită atopică cu leziuni extinse, gândiți-vă că toată pielea și toate leziunile respective vor constitui poarta de intrare. În jurul nostru este plin de stafilococi, copiii sunt expuși la infecția herpetică, dar dați-mi voie să vă spun că nu cred că bolile de piele au fost niște boli proscrise sau niște boli neglijate. Bolile de piele, o mare parte dintre ele, ca și bolile reumatologice, sunt boli al căror mecanism nu l-am cunoscut. Salvarea atât în dermatologie cât și în reumatologie, oncologie, hematologie, au fost toate aceste cercetări de imunologie care cred că au salvat mare parte din omenire. Ele continuă. Este bine că oamenii să știe de aceste cercetări. Sunt cercetări care vor duce probabil la câștigarea de premiuri Nobel. La nivelul ăsta se petrec lucrurile. Din acest motiv s-au făcut foarte mulți pași pe repede înainte în vaccinuri și în imunoterapie. Lumea trebuie să înțeleagă că deja vorbim despre o nouă medicină. Lucrurile sunt la un cu totul alt nivel și nu înseamnă că dacă nu ne putem explica așa cum explicăm, știu eu, acnea sau colica biliară, nu înseamnă că nu le știm sau că tratamentele acestea nu există. Sunt tratamente ultramoderne cu un mecanism extrem de rafinat și de profund pe care le avem la îndemână. Oamenii trebuie să înțeleagă că există, să vină să ne întrebe. Din fericire, în dermatologie, în special, sunt niște programe naționale cu rambursare 100%, adică sunt medicamente care costă 3.000 de euro, pe care pacienții, în cazul în care sunt eligibili și respectă protocolul, le primesc gratuit. Da, vă mulțumesc tare mult! Am ajuns la final. Doamna doctor, cu mare drag vă mai aștept și cu altă ocazie în platoul B1 TV. Vă mulțumesc, doamna Lăpădatu, și dumneavoastră pentru prezența în emisiune și pentru discuția pe care am avut-o ceva mai devreme. Și dumneavoastră, domnule doctor Fotin, ne revedem data viitoare. Vă mulțumesc, dragi telespectatori, că ne-ați urmărit. Să aveți o duminică excelentă în continuare. Andreea Moraru, la fix, top B1. Numai bine!